Indicativul 151? Da. Ești Andrei Florescu, fiul lui Vasile Florescu? 151, recepție. Trebuie să luați un client de la hotelul Intercontinental. Am un mesaj de la Petruș Florescu pentru Vasile Florescu. Aveți cafea adevărată? Da. Aveți și Coca-Cola adevărată? Prin testament, domnul Florescu a lăsat ferma Freedom, evaluată la 3 milioane de dolari americani. În România însă... În România nu există proprietate privată. The US has no wish to see this property pass into the hands of communist Romania. Officially, there's nothing we can do about it. Nu oficial? Veniți la adresa asta. Pașapoarte, nici nu vedem direct la gara. Cine e Ioana Bălan? Nimeni, e o cunoștință. Te iubesc, Andrei. E frumoasă, nu-i așa? Vin cu tine. Mă sufoc aici, nu-i pot. Să rămână un bilet pentru Stamora Moraviță, vă rog. Ai crezut că o să te lasă să ieși din țară? Bine ai venit în România!